acest mare și binecuvântat Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare. Amin. Cum scrie la Psalmul 115, pe cei mari și pe cei mici, mărit să fie Domnul. Amin. Vă mulțumesc încă de la început, pentru că în perioada de boală soției mele știu că v-ați rugat pentru noi, Dumnezeu să vă răsplătească la vreme potrivită. Acum scumpa mea se odihnește la Domnul acasă, să ne rugăm unii pentru alții cei ce am rămas și să ne ajute Domnul pe toți să ajungem cu bine și noi acasă. Amin. Numai că pentru a ajunge acolo trebuie să fim biruitori în luptele și în viața de pe acest pământ. Scriptura promite la adresa către cele 7 biserici în Apocalipsa, capitolul 2 și 3, la încheierea fiecărui mesaj, celui ce va birui. La unele promite să mănânce din pomul vieții, dar de fapt fi valabil pentru toți, dar așa pe felii împărțite ofertele. Altora le promite că nu vor fi otumați de a doua moarte, altora le promite că li se va da din mana ascunsă, altora alte și alte haruri binecuvântate. Vom fi printre biruitori? În Apocalipsa, capitolul 21, după ce cronologic vorbind se termină cu judecata de apoi, cu moartea și cu toate relele, cu diavolul și cu tot ceea ce ține de sistemul său, Ioan a văzut un cer nou, un pământ nou, o cetate frumoasă, asemănată cu o mireasă, stări binecuvântate, fără lacrimă, fără moarte, fără durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Apocalipsa 21 cu 5, cel ce dea pe scaun de Domnul i-a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Și în versetul 7 este scris, cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Doamne, ajută-ne să fim. Atunci și de atunci încolo pentru vecii vecilor cu tine. Aș vrea să ne cercetăm în această seară cum stăm cu luptele pe front. Ce să vă fac? V-ați născut în epoca războiului. Asta e vremea care o trăim. Poate ne-ar place să o ducem în viața așa, mergând ca prin parc, printre flori. Asta după ce o să intrăm pe porți în cetate, exact așa o să fie. Ba, mai frumos decât ne putem imagina. Dar până atunci, suntem în luptă. E adevărat sau nu e adevărat? Amin. Să ne învățăm și copiii, că au și luptele lor. Măi, copii, știți că scrie în Biblie că un tată avea un singur copil și diavolul l-arunca uneori în apă, alteori în foc și făcea spume la gură bietul de el și s-a dus la Domnul Iisus și a zis numai pe el îl am, fă ceva dacă poți pentru noi. Și a întrebat Domnul Iisus, dar de când îl chinuie diavolul? Când a intrat satana în el? Ce-a spus Domnul? Ce-a spus părintele Domnului Iisus? Din copilărie scrie asta în Marcu la capitolul 9. A să zic că diavolul este foarte interesat și de copii. De aceea ce vom discuta noi în seara asta, dacă puteți și voi pricepe și dacă mai înțelegeți românește, ar fi bine să luați aminte că vă privește și pe voi. Mai cu seamă societatea zilor noastre, așa e concepută în Europa asta și nu numai, ca să-i prindă pe copii. Dumnezeu să vă dea și vouă biruință la părinți, cu atât mai mult să dea Domnul biruință bisericii sale. Amin. Să fim cu toții biruitori în numele Domnului. Amin. E drept că nu în fiecare zi lupta la fel de mare. Spune Scriptura la Efeseni, capitolul 6, vă citesc de la versetul 10.
Încolo, fraților și valabil și surorilor, bineînțeles, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva îndătirilor diavolului. Versetul 13. De aceea luați toată armătura Lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua și a rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Vă să zic că se poate birui. Asta se vede în zilele de ispit. Știți, Petru a dus-o bine cu Domnul de atâtea ori. Și când a vrut diavolul să-l atace, Domnul a lăsat înapoi a mea Satanul, Petru s-a liniștit. Dar la un moment dat i-a spus, scrie în Evanghelia după Luca, la capitolul 22, de la versetul 31, Simone, Simone, Satana a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și Petru a zis, Doamne, cu tine sunt gata să merg și în temniță și la moarte. Așa a fost cum a zis el, dragi copii. Așa a fost de tare Petru, pe cât s-a lăudat. Cine l-a speriat de n-a mai fost tare? O slujnică, încă o slujnică, când a mai venit încă unul, s-a văitat drept de tot. S-a jurat, s-a blestemat, nu, gata, pun armele, mă predau, nu. Nu mai luptă alături de Domnul. Apoi și-a dat seama că a pierdut bătălia când nu și-a dat seama. Dacă ar fi afișat când ieșim în casă, astăzi o să ai o bătălie. Să fii atent la kilometru cu tare că e accident, să fii atent că și colegul cu tare te va ispiti, să fii atent că vei fi ispiti să te uiți pe nu știu ce imagini sau... Nu scrie. În urmă povestim noi cum a fost, dacă am fost biruitor sau am fost înfrânt. Bietul Petru, ca una care a fost pățit, scria în epistola asta, citesc 1 Petru, capitolul 5, versetul o fi streș imediat. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, care nu se mulțumește numai cu Iuda, dar vrea și pe Petru, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine se înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, că știți că și frații voștri lume trec prin aceleași suferințe ca voi. S-a întâmplat prin anii 80, am prin 1980, așa. Era o familie de oameni necredincioși, nepocăiți, căsătoriți nu de mult, era în casă, era însărcinată, nu se simțea bine, el era afară, fuma o țigară. Și au trecut trei țigănși pe acolo și zice una, dă-mi și mie o țigară că-ți ghicesc în palmă. El era darnic, că l-am cunoscut, i-a dat o țigară și ea se uită la el și zice, tu ai neamul la pocăiți? El zice, nu. Dar avea un om mai pe departe. Și tu o să te pocăiești. Dar tu nu te ții de pocăit. O femeie și eu da numele care încă acum nu-i născută, o să te lege și tu te lași de pocăință. Intră acasă și îi spune la nevastă, ia uite tu ce-o zice ca în casă. Au mai trecut câțiva ani, s-au pocăit amândoi. El a fost foarte implicat, era implicat în aducerea de Biblie în țară, a fost plin de securitate, a fost bătut, a fost mutat cu domiciliul forțat în comunul la socrii mei, a stat o vreme în casă la socrii mei acolo. Au avut 7 copii, până la urmă s-au dus în altă țară, s-au întors înapoi și au vrut să se așeze într-o anumită localitate, în județul Hunedoara. Și Domnul i-a spus, nu acolo s-a arătat în vedenie o barieră sau o căpetenie demonică, așa ar cuia bara asta de la barieră și a zis, că se poate trece pe lângă. Și s-au mutat în localitatea aceea și acolo era o femeie cu nume, cum a spus, diavolul principal. Și care nu i-a născută când a zis diavolul prin țigancă, că acea ghicitorie sau cum să numim o fol la început anului și femeia aceea s-a născut la sfârșitul anului. Și-a lăsat femeia cu 7 copii și-a dus și-a stat cu aia vreo 15 ani. Apoi s-a îmbolnăvit grav, o formă de Alzheimer, s-a întors înapoi, încă trăiește, îl grijește nevasta de câțiva ani, acum are 70 de ani. Vă dați seama ce planuri are Satan? Cât îi știe?
Auzi, nu se născuse femeia aia și știa ce va face cu ea și cum o va chema așa mai departe. Și am întrebat pe sora, da, când v-ați pocăit, Domnul n-a zis nimic de voi? Și ba da, Duhul Sfânt a spus așa, bărbatule, Domnul are cu tine un plan, dar să știi că dacă nu vei fi vegheator, diavolul te va trânti, vei ajunge rău și vei ajunge mai apoi pe pat să fii întors de pe o parte pe alta și așa e de câțiva ani. Deci Dumnezeu are planuri de izbăvire, diavolul are planuri de nimicire. Ce se va alege de noi? Vom fi biruitori sau vom fi înfrânți? Aș vrea, nu să vă speriu, dar să vă pun bine, bine în temă. Unii cred că diavolul e așa un fel de măscărici doar. Nu! E diplomat de carieră. E ofițer de rang înalt cu mari puteri. Vă citesc ceva din Daniel, capitolul 10. Scrie aici, de la versetul 6, că a venit un înger la Daniel. Înger bun. Și îl prezint. A zis, băi copii, cum arată un om. Trupul era ca o piatră de hrisolit, fața se strălucea ca fulgerul. Ochii erau ca niște flăcări, ca de foc. Brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi. Înger puternic. Erau și alți îngeri de rând, care arăta numai așa ca un om. O și confundau unii. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia și oamenii care erau cu mine n-au văzut, totuși au fost apucați de o mare spaimă, au luat-o la fugă. Eu am rămas singur, puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă. Și înger puternic. Și acum ascultați. Ce zice acest înger puternic lui Daniel? Versetul 13. Am vrut să-ți aduc răspuns mai de mult. Dar căpetenia împărăției Persiei, un înger demonic, mi-a stat împotrivă 21 de zile. Înseamnă că acel demon a fost mai tare decât ăsta de a reuși să-l oprească. Mă refer la gradul, la puterea ce o avea. Însă Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, de rang mai mare, înger bun, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor. Deci un înger așa puternic s-a bătut 3 săptămâni cu un demon să treacă de el să ducă o scrisoare. Și zice, acum mă duc și mă bat cu alte căpetenii. Pentru că scrie în Efeseni, capitolul 6, de acolo, din citata din Iaua, versetul 12, că armata asta demonică are ofițeri de rang înalt, ofițeri de rang mediu, soldați. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor. Și ați auzit ce stare o căpetenie? Împotriva domniilor, ce rang mai au și ăștia, împotriva stăpânitor în tunelul acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Nu-i deloc de neglijat puterea vrăjmașului. Așa e? E putere, nu glumă. Și sunt mulți, că numai într-un om câți au încăput? 6.000! Dar știți de ce era în stare? Sărmanul nu era în stare să aibă liniște, nu putea să stea îmbrăcat, nu putea să stea într-o casă. Îl chinuiau când s-au repetit în turma de porc. 2.000 la număr. S-au aruncat toți în apă. Forțele demonice sunt foarte destructive când Dumnezeu le-a dat drept în cazul lui Iov, că asta e altă idee care vreau să o prindeți din Scripturi. Cât sunt puternici, dar n-au drept să facă ceva fără aprobarea Dumnezeu. Dar iată că Dumnezeu le aprobă. A fost o ședință în cer, scrie în Iov, capitolul 1, vă citesc de la versetul 8. Într-o zi, fiul lui Dumnezeu s-au prezentat înaintea Domnului, versetul 6, și zice Domnul Satane, versetul 8, ai văzut pe robul meu Iov? Și Satan răspunde, degeaba se teme, nu l-ai ocrotit tu? Versetul 11, dar ia întindeți mâna și atinge tot ce are. Și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei. Eu dacă aș fi fost la ședința aceea în cer, m-aș fi mirat tare. Cum adică o cerut așa ceva să-l atace pe un om neprihănit și Dumnezeu să-i dea voie dintr-o singură intervenție? Dar probabil că îngerii nu s-au mirat, că ei știu cum e acolo. Și Domnul i-a spus, eu dau pe mână în limitele următoare.
Satan a plecat dinaintea Domnului și urgent a prăvădit tot. A lăsat numai câte unul să fie spaima mai mare. Și la următoarea ședință, tot nu e destul. Măi, dar nu l-ai nimic, ci cu tot ce are, nu ți se ajunge. Nu, 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 vreau. Tot a găsit motiv. Și Dumnezeu iar a aproba. Și apoi n-a fost destulă numai durerea, că scrie în Iob 19 că l-au părăsit toți și nevasta știți ce au zis și prietenii știți cum s-au comportat. Și apoi noaptea visa, că zice, mă înspăimânt prin vise și mă îngrozesc prin vedenii. Și mă îngăduie Dumnezeu. Da? Că l-a îngăduit Dumnezeu pe diavolul să intre în grădina Edenului, să intre în casa și în gospodăria lui Iov. Și l-a îngăduit, cum scrie în Evanghelie, Matei 4, Luca 4, când Domnul a fost dus în pustie de Duhul, de s-a dus acolo sub călăuzirea divină. Și cum a primit aprobare, scrie cerul, diavolul imediat i-a zis. De aici vreau să prindem altă idee, că diavolul nu numai că e puternic, nu numai că are permisiune, el e foarte înșelător, seductiv, că diavolul nu vine așa la trântă. El înșală. S-a dus la Domnul și i-a zis, ce foame ți este 40 de zile, postul ți s-a încheiat, asta e termenul limită, să mai mergi până nu știu unde, să cer la cineva, familia nu știe de tine, cel mai simplu. Oricum trebuie să intri în lucrare, trebuie să faci minuni, poruncești ca fetele așa să facă pâine. Ce părea rău în asta? Totuși Domnul l-a depistat și a zis, este scris. Ei, nu merge cu asta. L-a dus la templu, că i-a plăcut acolo și când era de 12 ani. Uite, e scris. Poți să sari. Scrie că îngerii te vor sprijini. I-a arătat toate împărățiile pământului. Tot îți dau, nu-mi rezerv nimic. L-a lăsat Domnul până și când a zis înapoi a mea, pleacă satana. Domnului Dumnezeu mă închin și scrie că satana a plecat, dar numai până la o vreme și iar o venit, prin care cum, să-l ispitească. Și la cruce s-a dat marea bătălie, că scrie în Ioan capitolul 14 de la versetul 30. Acum vine stăpânitorul lumii acesteia, dar el n-are nimic în mine. Și n-a venit singur, a venit cu armată puternică, pentru că scrie în Coloseni la capitolul 2, că acolo la cruce, în biruința aceea, versetul 15, Domnul a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Mărit să fie Domnul! Amin. El este marele biruitor! A fost cu David și cu Goliat în Valea Terebinților, a fost așa numai o mică imagine. Goliat al lumii întunericului a fost înfrânt. Și noi în urmă ne luptăm să dea Domnul biruință și nouă. Deci diavolul vine și înșală. A înșelat pe mulți până acum. Uneori așa privesc pe naivitatea unora, care cred că nu e nicio problemă, așa cum vă spuneam de Petru. Dar scrie în Biblie că în Apocalipsa 12, diavolul a înșelat îngeri. Trăgea balaurul cu coada a treia parte din stele cerului, versetul 4. Și apoi scrie versetul 9, balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul, satan, acela care înșală întreaga lume. I-a înșelat pe oameni cu comunismul într-un fel, acum înșală pe alții cu agenda asta LGBT în alt fel, înșală pe musulmani în alt fel, pe hinduși în alt fel. O, câte feluri are de a înșela pentru întreaga lume! La unii vine într-o fel, la alții într-altul. Și scrie aici că în cer s-au bucurat când au scăpat de el. S-a luptat, dar scrie și drop că îngerului cu el n-au putut veni și locul lor n-a mai fost în cer. Și unde e acum teatrul de operație? Unde e frontul acum? Pe pământ, cer de ce din cer? Vai de voi, pământ și mare! Că la volul se dă bătălia. Și, dragii mei, să știți că bătălia, cum era în cărți de oastei Domnului, pare mi se, și de ortodoxe, că era o cârciumă mare, plin de oameni și un demon pe acoperiș dormea de sfărăia. Spunea, băi, de ce e diavol? Nu, zic că ăștia toți sunt
A lui nu mișcă unul, legați toți. Dar undeva la o casă, ce că se făceau rugăciuni și demonii alergau în coace și în colo, ziceai că totul se în alarmă, că arde ceva. Spunea un frate prog mai în vârstă, că odată i s-a dat la o seară de rugăciune, era așa într-o cameră mai mare, mai mult la rugăciune, și erau doi demoni, unul într-o parte și altul într-o altă, s-a uitat unul altul și a spus, cum îi oprim pe ăștia să nu se mai roage? Și a spus, încercăm toate variantele, și la unii o șopti la ureche, dar nu știi ce ți-a rămas pe mâine de lucru. La altul i-o șopti, uite la ăla mă, cum plânge, cum se roagă, dar ce necazurare, altul strigă prea tare. La altul, i-o spus una, o să încinci, nu s-a potolit tot zelul de rugăciuni. Răsuflat ușurat demonii, că i-am potolit. Este o luptă spirituală, îmi spunea cineva din Spania, că atunci când a fost chemat la pocăință, el nu credea nici în îngeri buni, nici în Dumnezeu, nici în diavol. Păi scris o dat să vadă în văzduh și îngerii buni cu navetau ca o scara lui Iacob și demonii, că scrie de puterile văzduhului. Am zis, frate, ăsta mai mulți în văzduh decât la sol. L-a rugat pe Dumnezeu să nu mi-a mai arate, că m-am îngrozit cât sunt. Unii în oameni, alții în locul fără apă, cum scrie, că umblă buimași să-și caute reședință și să se lupte. Dumnezeu să vă dea biruință. Amin. Și repet cu ce vă spun, n-am un plan să vă speriu, numai să vă trezesc. Ca să știm în ce vreme trăim, în ce împrejurări, cum zice Apostolul, să ne trezim din somn și să fim toți biruitori, echipați, măriți să fie Domnul. Amin. Dragii mei, vreau să înțelegem și de acum să vă rog să fiți mai atenți, ca până acum, deși ați fost atenți. Dar în sensul de a prinde ideile, că acum ne apropiem de inima problemei. Diavolul folosește, să vă citesc din Biblie, că mi-e mai ușor și așa îmi place. Poate mă credeți mai bine. 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Are la îndemână, cum spuneam, mulțime de demoni care ne pot ataca direct la nivelul minții, ne șoptesc, câte toate. Are sistemul lumesc la îndemână, are toată filozofia vremii, acum mai nou are și tehnică, cum nu au avut arme de când e lumea. Așa de puternice diavolul ca acum. Și scrie în versetul 9, și asta e pentru noi și pentru copiii noștri, pentru viitor, arătarea lui. Se va face prin puterea satanei de care am amintit, cu tot felul de minuni, de semne și de puteri mincinoase. Și acum atenție! Și cu toate amărgirile nelejuirii. Câte s-o fi cuprinzând în astea toate? Toate amărgirile! Lângă vorba asta, toate amăgirile, pune și cuvintele Domnului din predica din Matei 24, când a zis de la versetul 5, băgați de seamă că nu vă înșele cineva. Vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristos. Și vor înșela pe mulți. De-aia Domnul de aici să nu fie niciunul. Versetul 24, se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși. Vor face semne mari și minuni, auzi? La ce recurge diavolul, la miracole, la amăgiri. Până acolo încât se înșele, dacă ar fi cu putință, și pe cei aleși ăstea nu-i cu putință să înșele. Și mai scrie, vă citesc din Apocalipsa 13, în aceeași idee, sub 40, amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le fac. Puteri, semne, amăgiri. Versul 7, i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Ei, biruința asta înseamnă doar că vor muri, nu că vor fi înfrânt spiritual. Aș vrea, cum vă spuneam acum, să fiți atenți, ce amăgiri în mod deosebit folosește diavolul pentru noi? 1. Învățături ale demonilor numite în ultimul timp 4. Da? Eu vă citesc din Roman 16, vă zice Apostolul de la versetul 18. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos Domnul nostru, ci prin pântecelui lor și prin vorbiri dulci și amăgitoare,
ei înșală inimile celor les necrezători. Vorbiri dulci. Citesc din 2 Petru, capitolul 2. Între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furișele inimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care le-a scumpărat. Mulți, Doamne, nu puțini, îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea de vor le va fi vorbită de rău. Matei 24, am amintit deja, Hristos mincinoși, proroși mincinoși. Dragii mei, mare atenție, că acum, hai să zic că de la amvon grijesc, frații. Da, acum de când cu internetul, dumneavoastră puteți asculta ce predicator vreți. Puteți colabora cu ce proroc vă place, așa-i? Dacă o fi de la Domnul sau nu o fi de la Domnul, o vedea la urmă sau mai bine să ne arate Domnul de la început. Da? Dar cine ia seama că poate să fie amul? În istoria penticostală română au fost prin anul 62 femei, măriuțe se numeau, amândouă. Așa atracția au avut încât prin mesaj lor au prorocit unor bărbați sau femei să-și lase partenerul de viață și să ia pe alții. Și le-au ascultat. Și n-au fost destul de cuminți frații noștri să le îndepărteze. Spunea un frate la noi din adunare, îi povestea tata lui că a venit acasă supărat de la o seară de rugăciune și nevastă la teară, de ce ești așa trist? Ce? A fost ceva descoperire? Da, noi, a fost ce? O zis că trebuie și eu să te las și să iau pe alta de soție, că trebuie și să mântă sfântă, să n-a. A fost mai cuminte așa, zis, du-te, mă, mă las cu... O zis, mi-a zis, mă las cu patru copii, nu cred. Și ăsta au scăpat, dar alții și-au lăsat nevestele. Le-au scăpat pe frații din noștri de ele comuniști, că le băgau în închisoare. A noștri nu s-au deșteptat. Ei, nu toți au fost amăriți. Dar au fost unii. Îmi spunea fratele Podină de la Băiță de sub Codul, din Maramureș, că venea cu autobuzul din baie, cum spun maramureșenii, spre casă, și două țigănci întreabă, dar pocăiți nu sunt pe aici? Și uite, ăsta e popul la pocăiți. Se duc la el, nu știu ce căutau pe acolo, cum umblăi. Și el la nevastă mă gândi să ajung la stărițe și nu venim. Și s-au dus și s-au apucat de prorocit. Ei, la început, dacă nu le cazează peste noapte, după aia s-au oferit mult să le fie gardă. Și vine o soră la ei și le spune, fraților, am văzut o bătoacă aici cu apă murdară, țigăncile mijlo serveau apă. Și frații aici buluc pe ele, se le dea și lor apă și voi slujitori vă chinea să-i ridicați de spate, să-i puneți pe picioare, care cum le zicea să... Iarăși, o să nu o să scăpați din grabă de ele, două stămâni au stat acolo. Mai de ăștia să ai noștri, să zicem că avem Duhul Sfânt. Iată cât de mare poate să fie înșelătorie. Îmi spunea o beată soră din Spania, ce frate, am un strău de conștiință că m-am dus la unul și m-am mărturisit că îmi pun un plastore pe mână ca să nu mai fiu mămică. Și-o zis, asta nu-i problemă. Dar cum se face că tot n-am liniște? Nu știu, Domnul, pe diavolul care l-a instruit să te rătăcească în felul ăsta. Învățături, mă sună una din altă țară, spune, frate, am vorbit cu doi frați și au spus că pot să mă duc. Și-o uite, mine, intervenție chirurgicală, tot în aceeași idee să nu mai fiu mămică. Dar atunci nu mai pot dormi. Ce să fac acum? Păi, în primul rând, să te duci la ăștia doi și să le spui să nu mai ia somnul la alte surori. Și să le aduc în starea asta, când nu va avea pace, nu numai acum, după ce mor. Da. Învățăturile astea prind, nu? Libertate. Ce nu-i de dorit asta? Cuvântări dulci, înșelătoare. Duce în 2 Petru le promit slobozenia și că în Hristos că suntem liberi. Spunea un frate din Italia și a venit un predicator și s-a așezat pe fotoliu la telecomandă, s-a uitat pe telesport, s-a uitat la ce meciuri, ce campionat, ce trece sportive era. Băi, frate, mergem la adunare. Și m-am întâlnit pentru că acum, frate, dar la adunare, la care meciul comentez? Că te uitați la mai mulți în secvențe. Eu pot predica după ce vizualizez un meci.
Dumnezeu să aibă milă. Am uitat așa ce mi-a venit în fugă în minte, dar sunt multe, amăgiri. Și uite așa, îmi spunea recent un proroc, s-a dus la el vreo 4-5, predica, tot slujitor, nu știe exact să nu acuz prea tare. Ăsta-i sabotnic, dar ce-i rău în internet, în telefonie, în toate astea, să nu lăsați libertate la copii, la tineri. Și vine Duhul Domnului peste proroc, el mi-a povestit și a zis, te va lovi Dumnezeu fără întârziere, că duci în rătăcire, Domnul spune, că l-a scos tableta, să nu predici, văd pe aici, lucruri sfinte. Domnul spune că te-ai coborât și ai văzut cele mai murdare lucruri în curiozitatea ta. A zis, e drept, am fost curios. Bă, dacă tu n-ai rezistat și le dai libertate de plin la toți, câtă o sândă o să-ți aduni. Și diavolul jubilează că a biruit. Dumnezeu să aibă milă de noi. Pe noi nu vrăjitorii o să ne înșele. Aia pe cei din lume. La noi diavolul vine cu Hristos mincinoși, cu învățători mincinoși, cu proroși mincinoși. Și rătăcirile pot să fie în multe feluri. Dumnezeu să vă păzească. Amin. Pe alții vine și duce înapoi la lege, la sărbători, la lucrurile acelea din Vechiul Testament. Și Domnul cade în umbră. Când toate prin El și spre slava Lui. Mântuirea este prin harul Său și prin preoția Sa. Mărit să fie Domnul. Diavolul are multe metode. Și toate astea apar exact ca și pomul din grădină. Vă citesc din cartea Genesa de la capitolul 3. Măi copii, voi știți acolo cum a fost cu Adam și Eva? Le mai spun câte ceva și lor să nu-i pierde pe aici. Eu cred că Adam și Eva au fost ispitiți în timp ce mâncau, măi. Că dacă erau sătui tare, nu-i mai interesat să le propună diavolul orică un miliu. Că scrie proverbe că sătulul calcă în picioare și facă din ele, dar pentru cel flământ, bună mâncare. Așa spunea cineva, când e mai bună mămăliga? Cineva a zis, când e rece. Cum când e rece? Înseamnă că dacă și atunci mă ții foame și o să aibă gust. Și ce credeți voi, măi copii? A reușit Adam și Eva să mănânce din toți pomii câți erau acolo în grădină, din toți, din toți. Nu știu, da, sigur că toate fructele n-au apucat să le mânce. Erau mulți pomi și erau numai doi. Dar vine diavolul și le spune, ați văzut pomul ăsta? Extraordinar, niciunul nu seamănă cu el. Da, dar aici nu-i voie. Da, dar știți de ce nu-i voie? Când o să gustați voi din pomul ăsta, o să, să crească minte, așa. O să fiți ca Dumnezeu, ați văzut cât e special Dumnezeu. Ca El o să fiți. A, s-a uitat Eva, grozav. Și-a gustat? Și după ce a gustat, cum a fost? S-a uitat la Adam. Păi, dar arătai mai bine înainte. Eva a văzut că zgoi au fugit și au cusut ei ceva șorțuleți, speriați după copaci. I-a înșelat Satana. Și când au auzit pe Dumnezeu zicând, pentru că nu m-a ascultat, te dau afară, cum s-o fi uitat la șarpe, mă, cine ai făcut tu mie, mă? Eva beată a zis, șarpele m-a amăgit. Și de atunci o înșelat pe mulți, dreptui. O înșelat pe regele David. Cum și-o băgat în capul lui, dar n-avea neveste destule. Putea să-și mai ia fete dacă vrea, era rege. Și apoi nu s-a oprit cu înșelarea aici, să-și mascheze păcatul. Și vine Urie și dă o lecție de abstinență. De pe front. Mâncat și băut și nu s-a dus la nevastă. Și el cu un harem de neveste o luat pe altă, exact cum a fost pildă, a spus-o Domnul prin Nathan. A voi încerca să-și ascundă fapta. Dar totul va ieși la iveală. Scoateți-vă din cap ideea asta că ați făcut ceva sau veți face și nu se va afla. Totul se află. Mergea un frate
mașina. Și le ia pe un altul, că vede la ocazie. Mergând amândoi, vede pe unul că face cu mâna și ăsta și-l lua la ocazie. Ia-l, că-l cunosc! Ăi din satul ăsta. Mai merg mai încolo, o femeie face disperată, se... Hai să nu poate scapă trenul. Mergea o cântare în mașină și... Femeia asta din spate, și către bărbatul lat, la ocazie, știi, a doua oră. Așa e că e greu să fii pocăit căzut. Prostă așa. Ce vrei să spui? Cum ce vreau să spui? Nu-ți mai amintești tu? Nu mai spun mai departe. Când m-ai luat atunci cu mașina, așa, 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 așa. Băi, și ăștia doi, mai cu seama ăsta care îl cunoștea, s-a uitat înapoi și a zis, băi, când vrea Dumnezeu să te dea de gol. Ce simplu, mă. Nu-i nimic ascuns, dragi copii, când diavolul vă spune, s-a uitat la ceva pe telefon sau să face și ceva, la gândul că nu se află. Se află! Nu-i nimic să nu se află. Dar diavolul vrea să te înșele, să acopere, să spună, lasă că nu se află, că ștergi istoricul, că închizi contul de acolo. Nu-i, se află. Nu știu cum, dar se află. Așa că, eu le tot spun la copii, când vreți să faceți ceva ce n-ați mai făcut, întrebați pe tata și mama, oare nu satana mă pune să fac asta? Că satana când te pune să faci ceva, el spune că e grosav și o să fie ceva dulce, spunea o beată fată. Când ne-am dorit eu să mă iau un băiat pe mine în brațe, să mă apreciez. Și când mă iau un băiat în brațe, mă simt. Cam nu știu câte neacine. O, oh, draga mea, deci când s-a dat drumul cu mare. Da. Acum, de când îți pleca de acasă, m-a sunat o bunică. Ce vorbește cu nepoata mea? Era și mama lângă ea și bunica plângeau și nepoata plângea mai tare. Ce s-a întâmplat? A părăsit-o prietenul ei. A zis, nu poate vorbi de plângere. I-am scris vreo două, trei mesaje, alea am văzut că le-a citit și știu că am vorbit cu ea și am spus, nu te încurca, nu, că-i băiat serios, nici vorbă. Și o să stăm cu minți, o să ne căsătorim și n-au stat cu minți și n-o mai adevărat. Numai așa ca să-i strice istoricul și să-i rupă rochia frumoasă de fecioară, așa ca la Tama. Diavolul, așa înșală el. Și când vine cu învățături false și cu profeții și cu prietenii și câte toate se întâmplă ce scrie la 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3, era teama apostolului, dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva și pe Adam, știți imediat, cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Și teama de apostol. Și avem și noi toți ca părinți și ca slujitori, când mă aflăm câte una ce s-a întâmplat, m-au căzut viteji, cum cânta David în cântarea lui de jale. Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin. Și pe lângă ceea ce vine la nivelul minții, ca să ne înșele, să ne seducă, să ne păcălească cu filozofii, cu idei. Diavolul mare, o cale de acces la trupul nostru, știți pe unde? Prin pofte. Cu ce-ți place. Și asta este un mare pericol. Când vine ispita și diavolul ispititorul, scrie în Iacov la capitolul 1, vă citesc de la versetul 12, ferice de cel ce rabdă ispita. Dar cum e cu ispita asta? Versetul 14. Fiecare este ispitit când este atras. Avem magnet, nu știu, noi sau ispita are magnet? De pofta lui însuși, momit. E ca și cu reclamele. Să uita cineva la o reclamă, la ceva mâncare, și grozavă, și cu prețul, și așa. Și zice, omul neobișnuit cu reclame, zice, dar ce nu lasă să văd bine? Mă, asta nu-i făcută ca să vezi cu bine, e făcută să o cumperi.
da. Așa sunt poftele, atrăgătoare, momeală. Și te ispitește. Mai cu seamă acum de când cu imaginea astea pe internet, dragii mei, copii, tineri, feriți-vă că n-a avut diavolul mai puternică armă decât telefoanele, tabletele și computerele. Cu astea bombardează mai tare decât cu bombele atomice. Îmi spunea un frate, ce mi-am deschis și eu cu soția acum pe Facebook. Și mi-am dat seama că pe acolo e bai mari, când am văzut ce-i pe acolo, pe galeriile acelea. Am ieșit repede afară, am încuiat și gata. Nevastă-mi spus că nu mai este de acolo, că-s colegii, că-s prietenii. Blestem astăzi să fie ziua aceea. Dumneavoastră, cum s-a ascultat? Cu filme. M-am mirat să văd, mă mișc linele, că spun, frate, se spite de nu scap de telefon, până alăptează copilul, că stau, mă uit, filme, că prostii. Te miri de ce sunt în stare, nu mă înțeleg eu pe mine, am întâlnit oameni mai în vârstă ca mine, eu am 55 de ani, mai în vârstă ca mine. Frate, m-a păcălit diavolul, s-am dat cu telefonul, pe pământ să nu mai văd, diavole, mă bag în iad, Domnul Iisus, nu să-ți dai și mâna dacă nu. Să nu-mi fie aruncat tot trupul în ghenă. Sau nu să nu resimțiți aceste înșelăciuni ale diavolului, cum v-a furat o jumătate de zi și v-ați uitat așa, din link în link, pe YouTube și pe câte toate. Păi nu, că nu m-am uitat, zice cineva, pe prostii, da? Spiritual te-ai întărit sau ai slăbit? După ce te-ai uitat triceatul și-a venit bărbatul și ți-a zis ceva vorbă nepotrivită, ce? L-ai binecuvântat sau v-ați certat? Și tu nu s-a mai rămas, zic, să dai vina pe ori, că acolo tu ai fost slab, ai fost leșinată. Atâta nu m-am mai suflat spre tine și te-ai dus. Iar dacă te rugai tu vreo 2-3 ore, apoi aveai biruință, Doamne, dă-ne harul acesta. Ia și ea, dragii mei, vă citesc din a doua, Petru, nu, tu-i Petru, capitolul 2, vă citesc versetul 11, e un sfat, dacă vreți, prea iubiților, vă sfătuiesc, eu n-am cum să mă silesc să vă urmăresc. Ca niște străini și călători. Dar noastră nu sunteți străini și călători. Vă spuneam la început de scumpa mea soție, mi-a dat Domnul cu ea 33 de ani. Știți ce au fost anii ăștia? Un vis. Nimic mai. Le arătam la familia care am cazat, că m-am uitat și am găsit. Era un videoclip, dacă îl pot numi, că totul a durat 8 secunde. Treceam Carpații, că eram cu copii, am aruncat așa după cap și am spus un băiat, fă-ne o poză. Și el ce n-ai aparat după video și eu zic, când astea 8 secunde, fă video, am plecat spre ea așa scurt, am salutat-o că tot durează 8 secunde. Și apoi ea a zis, hai să mergem. Și ăsta a rămas simbolul vieții noastre de familie. Un sărut care s-a încheiat cu vorba ei. Hai să mergem. Atât de viață. Nimic mai mult. Suntem străini și călători și în viața asta să ne înșele diavolul. Un proroc care a avut descoperit de la Domnul cum a intrat Ian, era în fața cetății eterne, ne-au amintit când a zis, îi servea un înger dintr-un vas mare, într-o tavă cu mana ascuns. Și-o zis, frate, știu că soția ta a avut pe pământ un chip plăcut și era zâmbitoare, dacă ai fi văzut-o când s-a transformat după ce a gustat de mana ascunsă și a sunat o trompetă și i s-a spus, vei intra pe porți în cetate, bucură-te că faci parte din mireasa Domnului și ești dintre cei cu răsplată de plină. O să dacă ai văzut ce fericire avea, nu te mai bucura, nu te mai putea întrista niciodată. Și o să în aceeași vedenie am văzut pe un om cunoscut care a fost luat și pus așa într-o grămadă de bușteni. S-a întrebat, Doamne, cu ăsta ce-i? Rămâne pentru judecata zilei de apoi. Ce diferență! Dumnezeu să vă ajute, scrie aici, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Vreți război? Vreți trântă cu diavolul? Deschideți computerul, duceți la mare,
uitați-vă la filme și stați cu pieptul gol și el cu tumurile în față. Și nu aș să spune tu că la mine nu intră. Până ești viu, David avea 50 de ani când a căzut victimă privind o femeie ce se scălda dezbrăcată. Ce-a spus Domnul Iisus către Petru? Rugați-vă, că-și dui plin de râmbă, dar carnea cum este? Neputincioas. Ei, câte femei știu eu că alții le-au făcut complimente așa pe rețele de socializare. Așa mai complimente mai frumoase de cum le făcea bărbatul. Și cu vremea au ajuns așa să creadă că e mai nobil, e mai gentil acel vânător. Și să se lase pradă. Dragii mei, puterea vrăjmașului e mare, armele diversificate, amăgiri la nivel de minte, atracție prin pofte. Știe diavolul ce prinde la noi, stă lângă un om până moare. Să vadă cu cel poate cuceri cum a stat domnitorii Hristei în lângă Daniela și a zis, află de unde vine puterea, că trebuie să-l biruim. Și diavolul a prins ideea. Ah, e vulnerabil la femei, gata. Și cu asta l-a terminat. Când a fost vorba de Balaam, a zis bietul de el, că nu mă duc dacă îmi dă Balac, scrie numărul 22, nici casa plină cu aur. Aha, a zis diavolul, deci ăsta la bani e sensibil. Și pe acolo l-a prins. O iubit plata fără de lege. Iuda, tot la bani. Nu, fiecare diavolul știe unde suntem vulnerabili. Că ne-a încercat cu de toate. Despre Domnul scrie că a fost ispitit în toate. În toate felurile. Crezi că până nu ne ispitești? Și aș vrea să închei spunându-vă că putem să-l biruim. Bancă știți cum? Temă pentru acasă copii unde scrie. Că atunci când îl biruim pe diavolul, el fuge de la noi, auzi? Fuge! Înseamnă că e învins tare dacă fuge, nu? Va fugi! Împotriviți-vă lui! Da! Orice ispitire are un moment critic. Zice în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită, niciuna, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, Dumnezeu care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste putere. Și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Cum am știți în Efeseni 4 să vă împotriviți după ce veți fi biruit totul. Este un moment critic acolo în ispitire. Ca să vă dau un exemplu simplu. Vine și te întâlnă cineva și tot te provoacă și tu taci și iar taci și îți vine să spui. Și dacă nu spui, ce crezi? Că se întâmplă. La o vreme, expiră timpul ispitei și tu rămâi liber, cum scrie în psalmul 39, cât a stat și rău înaintea mea, am pus frâu. Dar dacă îți dai drumul, o să vezi. Poate să potolește cearta, dar în urmă o să spună diavolul, ia-mă frâu, ai pierdut. Cum spunea fratele Simeon Man, când i-a arestat împreună cu fratele Rus Elisir, era tânăr, fratele slujitor, era mai în vârstă. Și o legat de grind, așa cu picioarele în sus, și o dat pe ei toată noaptea, ca pe sacii de box. Dimineața, el a stat într-o cameră rece, mai târziu vine și a zis, băi, n-ați murit, mă! Și fratele Elisir a zis, nu, că noi am fost mai tari ca voi. Cum mă mai tari? Voi v-ați bătut până v-ați obosit și noi am răbdat și am tăcut, noi am fost mai tari. Da. Dumnezeu să vă dea biruință. Deci ispita poate fi înfrântă. Nu trebuie să fim tributari. Nu trebuie să ne scuzăm spunând, n-am mai putut. Nu e adevărat că n-ai mai putut. Se poate. Domnul ne va da biruință. Amin. Dar știți cum? Cu rugăciune multă, rugați-vă ca să nu cădeți în... Cine a spus asta? Domnul către Petru, îngățiman, el dormea și a crezut că poate birui fără rugăciune. Nu se poate. Psalmul 32:6, orice om evlavios să se roage ție la vreme, potrivită și chiar de să vă sară pe mar pe el, cum îl vor atinge? Deloc! Îmi spunea un frate din Suceava, a lucrat la
Mai o drum acolo la Salge, la aeroport. Eram într-o zi de post, am fost mai liber, am pus și m-am rugat cu două căpure și nu știu ce fete din ce apă trece pe acolo, zice, ori încerca să mă provoace, zice. Ori treceau trei ciorpă deasupra, ori ale, habar n-am avut. Dar dacă în loc de rugăciune și de posturi au venit ele butonat pe telefon să uita la imagine, acum trecea de la virtual la live, mă. Gata ar fi fost. Că nu se poate altfel. Domnul noaptea se ruga să vă ajute Domnul să poftiți, să biruiți. Mai scrie câte un tânăr, frate, nu pot să scap de poftele direcții nicicum. Unul mi-a scris și a zis, frate, nu mai rămâne că să mă izbesc cu mașina într-un compact sau într-o zi. N-am cum să biruiesc. Mă duc două săptămâni și iar mă uit și iar cad. Și întrebă, de câte zile de post pe săptămână ai? Mă, n-am mai postit în ultimele luni. Apoi, dragul meu, cu armăsarul bine hrănit, cu căruța goală. Tu slab, ține tu la drumul, la mijlocul drumului, în viață nu ține. Dar ia două, trei, patru zile de post. Tai tot de pe listă ce ține de internet. Dar chiar ai nevoie de cineva în condiții de maximă securitate, te apropii de computer sau de telefon, rugăciune cât prins, prietenii ele le taie de pe listă, urmăresc pe cauz de prietenirea, că spune 2 Timotei 2:22, prorocul cine cheamă pe Domnul într-o inimă curată, și vorbim apoi. Să vezi ce biruință. Doamne, ajută-ne! Că Domnul ne-a pus la îndemână arme să ne luptăm, avem cuvântul Domnului, amin? Vine diavolul și spune, vezi, tu atâția ani, tu n-ai reușit să faci bani în Italia. Și spune, vezi, Dumnezeu pe tine nu te ajută. Tu să te lau să spui, Dumnezeu mie mi-a purtat de grijă, m-a ajutat, Dumnezeu mi-a promis o țară, am făgăduit ce sfinte. Că nu neapărat pentru toți averea este un câștig. Au englezii un proverb, o mare bogăție uneori este o mare sclav. A nouă Domnul ne poartă de grijă, ne dă biruință. Păi diavolul vine și ne căjește în tot felul. Dar Domnul ne-a pus arme la îndemână, rugăciune, post, frățietatea, cititul Scripturii, să ne alegem predicatorii, prorocii, să nu luăm deloc parte, este semn 5, deloc parte lucrând în tărea întunericului, dar mai degrabă să le osândim. Și ultima idee și-am încheiat, sunt în Romani 8, niște versete frumoase. Scrie de la versetul 35, că putem să avem necaz, strâmtorare, prigonire, foame, lipsă de îmbrăcăminte, primejdii, sabie, persecuție, 36. Și în 37, totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem incluși, noi în expresia asta, noi, suntem mai mult decât biruitori. Cum vine asta, mai mult decât biruitori? Prin acela care ne-a iubit. Binecuvântat să fie acela care ne-a iubit. Amin. Mărit să fie Domnul. Amin. Și scrie aici că sunt bine încredințat că nici moarte, nici viața, nici îngeri, nici orice nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Cred că cea mai puternică armă în mâna noastră împotriva diavolului este dragostea lui Dumnezeu arătată în Hristos și turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Dacă îl iubești pe Domnul Iisus, poate îți ofere diavolul orice, tu tot cu Domnul rămâi. Știți ce scrie în Cântarea Cântărilor? Că de-ar da omul 8:7 sau câte acolo. Toate averile din casa lui pentru dragoste n-ar avea decât dispreț. Adică să ne ofere diavolul nu numai Italia, toată lumea. Să spui, mă, diavole, tu nu știi că lumea asta mâine expiră, mă, îmi dai lucrul, mă, în ultima zi ne-ai de expira. Tu n-ai aflat că Domnul Iisus mi-a dat încă lucrul ce nici nu s-a desigilat încă. Și pentru vecii vecilor. Crezi că mă cumperi cu astea, mă? Tu ai auzit de Domnul Iisus? Spunea un frate că tare îl năcăjea diavolul într-o zi când se întorcea acasă, parcă l-aștepta la capătul străzii și spunea, tot săraca a rămas, ești bolnav, nevasta o să rămână cu copii,
Pe tine vezi că Dumnezeu nu te ajută. A fost mirea silă să mă întorc acasă, că știam că la capătul străzii, că stârna cu bulevardul, mă așteaptă. Dar într-o zi, și ce mi-a venit o idee, și cum diavolul a început să-mi spune, diavole, tu ți-amintești ce ai pățit acum 2000 de ani la cruce, mai știi ce ai pățit? Știi cum ai fost în frânt? Băi, o plecat și cred că i-a fost rușine. Că după cum Domnul a învins și noi prin El suntem biruitori. Amin. Mai întâi suntem biruitori că ni s-a iertat trecutul. Suntem biruitori că Domnul stă la dreapta și mijlocește. Și dacă de cum am scăpat ceva, se îndură de noi și ne iartă, că este un mare preot milos care are milă de slăbiciunile noastre. Și este în viața noastră, măriță. Și câte vreme Domnul este noi, am întrebat odată un om pe o fetiță care cunoștea pe Domnul, zis, dar ce, de diavolul te sperii? Au zis, da. Dar dacă vine la tine la ușă, ce faci dacă părinții nu-s acasă? Zice, îl trimit pe Domnul Iisus la ușă. Bine faci. Că în fața Domnului nu rezistă. Că prin Domnul suntem biruitori. Să nu vă temeți de ce are să vi se întâmple. Eu mi-am pierdut soția asta scumpă. Scumpă i-am fost de când am cunoscut-o. Acum i-am zis și scumpă. Și în mine am suferit. Atât am ținut eu la nevastă că îmi imaginam înainte că aș fi renunțat la toți oamenii să nu învăț și la toată lumea să stau numai cu ea așa pe insulă ca Robinson Crusoe. Și mi-a luat-o Domnul. Dar tot mi-am găsit liniște și în asta. Că dacă iubești pe cineva, nu te interesează cum ești tu, contează să fie el bine. Și dacă ea e în fericire și la Domnul, las că mă duc și eu când îmi termin de aia. Și nu poate diavolul nici cu asta să ne răbună. Dacă o să fii sărac și se întâmplă ceva, vreo pagubă, tot ce ți se răpește aici, dincolo vei avea cu răsplat. Dacă va fi aici să fii bolnav, a fost unul Lazar care o să sânul lui Avram și pe vecii vecilor va fi din. Deci nu este niciun motiv ca noi să cedăm. Pe dragostea lui Dumnezeu față de noi a fost mare. Și noi îl iubim și cu el vrem să fim pentru vecii vecii. Vă doresc biruință de plină sub titlul Iisus Hristos și dragostea sa. Să-l biruim pe diavolul să n-aibă niciun câștig de la noi. Și noi să rămânem toți ai Domnului biruitori. Și să ne întâlnim acolo, cu spunea Apocalipsa 15, cu 2, pe marea de sticlă în fața tronului stăteau biruitorii, chiar noi acolo orchestra, cu alăutele în mână, vă doresc să ajungi în orchestra veșniciei. Amin? Amin. Doamne, ajută-ne la toți. Amin.